Oare putem să măsurăm nebunia? Nebunia este un concept vag. Gândește-te în primul rând la ce înseamnă. În DSM avem categorii diferite. Începe cu categoria 1, probleme de neurodezvoltare. După aia vine categoria 2, categoria 3. Avem de la tulburări de dispoziție, tulburări de anxietate, tulburări de personalitate, tulburări psihotice sau care au tangență cu psihoticismul. Depinde cum o definești. De acolo pleci în fiecare dată. Ați declarat că adorați premiile. Premiile sunt o măsură quasi-obiectivă, fals-obiectivă. Ca să știi că nu ești narcisist. Cum pot să știu eu, spre exemplu, că cred mama îmi spune că deștept. Eu cred că ești deștept. Părinții, prietenii spun că ești deștept. Dar un test de inteligență. Nu e perfect. Premiile sunt o măsură quasi-obiectivă de performanță, dar care întotdeauna trebuie să-ți spună: hei, nu ești narcisist, dar nici nu te-ai aruncat prea.